În jurul orei 14 și 20 de minute, pe raza comunei Arbore, a fost registrat un eveniment rutier, soldat cu vătămarea corporală la 23 de persoane, provenind din 3 vehicule. În total, în accident fiind implicate 26 de persoane. Din verificările pe care le-au făcut polițiștii, s-a constatat faptul că un tânăr în vârstă de 21 de ani din orașul Cașvana, în timp ce rula în spatele unui alt autovehicul, nu a păstrat distanța regulamentară în mers, în momentul în care a acroșat ușor vehiculul din fața sa. Ulterior a pătruns pe contrasens și a izbit frontal un microbuz de transport școlar în care se aflau 19 elevi ai unui liceu din localitatea Cașvana. În urma evenimentului rutier, 23 de persoane au fost transportate la spital, printre care și elevii aflați în microbuzul respectiv, elevii având vârste cuprinse între 15 și 19 ani. Din fericire, nu s-au înregistrat în rândul elevilor persoane vătămate grav. Persoanele cu leziuni mai importante vind din vehiculul care a pătruns pe contrasens. Polițiștii au întocmit în cauză un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, la fața locului fiind solicitați și colegii lui cadrul ISCTR pentru a verifica legalitatea transportului public de persoane în condițiile în care în documentele justificative microbuzul respectiv era omologat pentru transport a maxim 15 elevi, în interiorul acestuia fiind identificate 19 persoane.